Pe timpul meciului de sâmbătă, disputat pe stadionul Marin Anastasovici, între echipele Astra Giurgiu și Dinamo București, au avut loc mai multe incidente. De altfel, chiar în debutul partidei, mai multe obiecte pirotehnice au fost aruncate pe teren de către suporteri ai echipei Dinamo. Faptele acestora nu au rămas nesancționate de către jandarmii giurgiuveni și cei grupării mobile din Ploiești, care au identificat 6 persoane cărora le-au fost întocmite actele de sesizare pentru deținerea și folosirea materialelor pirotehnice, iar o altă persoană pentru nerespectarea măsurii de interzicere a accesului la competițiile sportive. Pentru aceste cazuri au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.050 de lei. La meciul de fotbal dintre echipele Astra Giurgiu și Dinamo București, jandarmii din cadrul grupării mobile de jandarmi Ploiești și Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, a căror valoare depășește suma de 1.000 de lei. Totodată a fost depistată o persoană care nu a respectat măsura de interzicere a accesului la competițiile sportive și alte 6 persoane cărora le-au fost întomite actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea și folosirea fără drept a materialelor pirotehnice. Amendată de către jandarmi a fost și societatea privată responsabilă cu măsurile de siguranță pe stadion, cu 500 de lei pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în planul de acțiune. Nici clubul Astra nu a scăpat nesancționat, însă a primit doar avertisment pentru mai multe abateri de la lege în ceea ce privește organizarea competițiilor sportive. Activitățile de identificare a persoanelor care au comis fapte antisociale în arena sportivă vor continua, având ca scop tragerea la răspundere a acestora. Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor sportive, jandarmeria recomandă tuturor suporterilor să respecte prevederile legale și atrage atenția că nu va tolera niciun fel de acțiuni sau comportamente care pot duce atingere siguranței spectatorilor.